Salutare lume, aici Mr. Coffee Can, bine v-am găsit la un nou episod din Messenger Europe pe serverul Orion, sunt aici în vale. Vreau să mă duc pe aici să explorez puțin, uite, un arcaș brutal. Bă, să o dăm la băiat sau ce să mai facem aici? Hai că o dăm la băiat. Nu știu, cred că am făcut level 44, nu știu dacă cât am avut în episodul trecut, dar am făcut level 44 acum. Am spus că fac level 55, dar probabil nu știu dacă o să fac 55, o să văd. Am foarte puțini bani, am o piatră din asta în care pot să fac un pergament din ăla mai șmecher. Și am foarte puțini bani pentru că, because I have abanoș plus 9, bitches. Mi-am cumpărat niște abanoș plus 9 cu 29 de milioane, adică bine, nu i-am cumpărat eu pentru că eu n-am fost pe cont. A intrat asta de la mine pe cont acolo frumos, a intrat, mi-a cumpărat abanoșii. Acum dacă îmi pun abanoșii maimuța, care are level 40 full, trebuie să o evoluez, am undeva la 11,5. Stai, ziceam doar atâta. Da, 11,5. Și da, deci să mergem pe aici să vedem cum îi. Nu prea am cine știe ce iteme, îmi trebuie un imun, îmi trebuie niște chestii, am o aură, mi-a dropat-o Nasty ieri, am ăsta, nu pot să le citesc încă. Mai am o mantie, mai am niște pătruzători pe aici. Și din banii ăștia, din așa 3 milioane, mai trebuie să mai fac niște fragmente, să mai fac mai mulți bani, că ăștia nu mi-ajung. Banii ăștia să... Adică bine, mi-ajung să fac ceva fragmente, bine că i-am. Că dacă nu, dacă n-ai măcar, nu știu, 2 milioane sau ceva de genul ăsta, ce face ăsta aici? E bătaie cumva aici? Pai că ne batem dacă e bătaie, ce să zic acum? Bă, tu nu dai în prietenul meu, bă. Ia pleacă de aici. Ia pleacă, ai plecat. Ia du-te. Du-te. Hai, plec. Du-te, bă, nu dai în aici. Ăsta are imun sau? Cred că are imun. Ia dă pe așa. Să-i dăm. Ia trebuie să-mi activez ăsta, cum îi zice. Afișează loviturile, că... Le iau că nu-mi place să apară așa pe ecran multe chestii, dar acum vreau să dau, să vedem cât. Bă, cât. Dau. La aură mi s-au pus și mie niște puncte în plus. Stai că vă mănânc. La roșu n-are treabă cu viața lui. Bine, hai că las, n-am eu treabă cu el, mă duc să fac. Spac metine, ce mai fac eu pe aici? Lăbărel din astea. Dacă găsim un metin, dacă nu spargem... Nu știu ce spargem. Vedem. Ok, și sunt cumva așa mai happy că am în sfârșit abanoși. Adică puteam să iau de mai demult abanoșii. Dar de fiecare dată când am făcut, să spunem, vreo 30 de milioane sau 20 și ceva, aproape 30, Trecam pe MRP, adică îmi cumpăram prostii și nu apucam să am o pereche de abanoși. Acum trebuie să mai îmi cumpăr niște finisaje de diamant ca să pot să bag niște finisaje de abanoși pe ei. Cam asta e ideea. Hai că bag o poțiune din asta. Bag și o pătrunzătoare. Hai că bag și o pătrunzătoare doar așa ca chestie, trebuie să-mi pun și ăsta, gata, că mi l-am pus, nu? Stai să vedem. Nu mi l-am pus. De ce nu-i intrat acum? Ok, însușitorul este gata, folosește cartea însușitorului pentru a reuși. Da, boss, folosesc eu, dar nu pot acum, știi? Aș folosi eu, dar e destul de scump și trebuie să-mi fac bani să-l evoluez. Și cartea însoțitorului 10 cărți din alea costă cam 3 milioane, 4 milioane, am văzut la shop și acum nu prea stau așa bine cu banii. Oricum,
Nu cred că este prioritatea mea să-mi fac PET-ul acum. Prioritatea mea este să-mi fac M mai mare la aure, la astea. Cam asta vreau eu acum să încerc. Oh, ce repede l-am omorât pe ăla, pe tâlharul. Acum omor mai repede tâlharii. Că dau mai mult damage. Cred că știți, dacă aveți putere mai multă, vă dă pe aura gen mai mult. Dacă îmi scot abanoșii, stați că vă arăt după ce facem noi asta. Dacă îmi scot abanoșii, nu o să mai dea 187 din astea la aură. Uitați, îmi scot ăsta și îmi dă 180. Deci 12 putere îmi dă 8 din astea la aură. Și e destul de frumos așa. Hai să vedem, să spargem ăsta repede. Poate ne pică ceva bun. Dă Doamne ajută. Să fie cu noroc. Bă, că mai văd nimic, mă, de atâtea chestii de astea pe aici. Bă, cât are menții, nu să pun aură. Ai, aura, nu știu ce vorbesc. Să nu uit să pun mănușa. Hai să vedem. Ok, piatră, iau ăsta, iau cartea abilității, sfâșie, MS. Armurile astea le iau gen acum doar să le vând, că la pet nu mai pot să-i dau. E foarte nasol. Ăsta nu are nimic, dacă avea PV era nasol, ăsta nu are nici inteligență. Coala de scorpion, bă, o arunc, am la cot de scorpion din astea, am și cu plus. Am cred că vreo 10 cu plus și știu că una cu plus e cam 1 milion, cred. Nu știu cât ar fi una cu plus. Cred că ar fi vreo un caca. Cam așa. Bam. Eu dăm repede și la ăsta. Băi, e cam jenant așa că la levelul ăsta trebuie să mă dau jos să omor scorpionii ăștia și... Dar așa se face acum că nu prea... Am eu să-mi cumpăr, să-mi pun săgețile pe mine. Bă, că nu mi le-am pus. Cred că s-a pasă mouse-ul de două ori sau nu știu care e faza. Așa, gata. Floare de piersic. Am spus că vreau să-mi strâng chestiile astea, să fac poțiuni, să fac rouă, să fac ceva acolo, știi? Că oricum, chiar dacă nu faci, poți să le vinzi, că îți pică destul de repede. Și astea sunt bune, chestiile astea, rădăcine de mango. Parcă îți dă critică sau nu mai știu exact ce îți dă. Dar știu că sunt destul de bune. Sau faci rouă și asta probabil la 55 parcă poți să folosești rouă sau la 50. Și da. Ok. Vreau să mă apuc, nu știu dacă o să mă apuc de un caracter, dar aș vrea să încerc un Lican, sincer, că n-am încercat deloc de când mă joc Metin, doar l-am făcut level 10 sau când l-am făcut, asta nu se pune chiar așa că am jucat cu un Lican. Iară de fier, medalie, coadă de șarpe, nu, întreabă ăsta, cartea, ăsta are ceva, are, na, unde-i cartea? Uit-o. Bă! Eu am dat click pe carte. Lovitura spiritului. Costum de ninja. Pă. Nu știu ce să mai iau. Că astea le pot vinde la magazinul general, dar nu fac prea mulți bani cu ele. Hai să schimbăm un CH. Schimbăm pe 3. Oricum se simte diferența dacă am abanoși sau nu. Am o mantie. Ce se întâmplă dacă băgăm noi mantia aici? Pam. Să îmi fac loc liber în inventar. Dar am dat mantia și ăștia nu vin pe mine. Watershed pișat. Ce se împlânt aici? De ce nu vin ăia pe mine? Nu știu. Și însoțitorul de la ce level îl evoluez? La 40 și la 80 sau cum? Din cât în cât? Cred că așa ar veni. Cred că ar veni 40, 80 și 120, bănuiesc. Dar la 120 ce să nu mai evoluezi? Că deja
e maximul și nu poți să-l crești mai mult, cred. Adică dacă caracterul nu poți să-l crești, mă gândesc că nici petul. Ia să batem noi ăștia că ori venit. Oh! Bă, Batalca și mai greu decât ăștia tâlharii. Așa. Vând piatra sufletului. Piatra sufletului. La vinde SS, beatul. Știe. Și se simte. E chiar o diferență să simte ca Mabanoshi, că sparg mai repede și rezist ca mai mult PV. Chiar se simte. Bun. Bonus, adică ăsta a fost cam slab. Foc repetat. Platoșă dragon. Floare. Ăsta. Clopotul. Mai bat și eu mai în două și să-mi spuneți în comentarii ce vreți să, pe unde vreți să mă mai duc să mai bat sau din astea, știi? Acum bat aici să testez să damage-ul, să vedem cum rezist și cum fac toate chestiile astea la cu abanoșii ăștia, să vedem cum merge treaba. Cam asta fac eu acum. Aici nu-i Metin? Dar vai, unde este Metinul? Văd că nu este pe aici. Ia asta așa să punem noi pe departe. Am aproape 70%, 75%. Pe șaman că am citit niște cărți, am M2 parcă la ajutorul dragonului, am citit și o binecuvântare, din câte mi-amintesc a mers. Mai trebuie încă una sau două și fac M4 la binecuvântare. Încet, încet facem și șamanca, oricum probabil șamanca o să o fac mai repede G. Și dacă șamanca o fac G, pot să mă duc lejer și să farmez în mape din astea mai sophisticate. Cum, gen, nu știu. Sau pot să o fac 40 și să mă duc în DT cu ea. Că dacă o fac 40 și merg în DT cu ea, o să fie viața mult mai simplă for me. You know? Vorbesc în engleză, că așa se face, știi? Morcov. Bă, pică la câți morcovi am? Bă, am 43 de morcovi. Ia să vedem misiunea asta. Mai am încă vreo câte zile, să zic. Vreo, hai să zic, vreo 10 zile, 5 zile, nu știu exact, o săptămână maxim. Mă gândesc că într-o săptămână o să reușesc să-mi fac o eșarfă. O eșarfă din aia mică, na, din aia normală. Că după ce tot trebuie să o evoluez și probabil o să-mi eșueze, ca de obicei, că mie toate chestiile mi eșuează, nimic nu merge la mine. Bun. Am mai dat un finish, oricine ar veni pe mine nu mă mai interesește, este finish formatting. Băgăm repede asta, să-i dăm așa. Mai vine încă o grupă. Și da, vitalitate plus 4. Nice. Nice, nice, nice. Bine, ne uităm la carte imediat. Clopot Caisa. Asta, dragonul. Protecție întunecată, asta nu e nevoie de ea. Licoare. Iau numai licorile L de pe jos de acum încolo. Și da. Ok, asta are ceva pe el, n-are nimic pe el. Bun. Bun, bun, bun. Bun, băi băieți, cam asta a fost așa cu acest episod din Metin 2 Raw pe serverul TBD pe CH3. Ha, sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut dați un like și noi ne revedem data viitoare, nu? O zi bună să aveți, pa, pa!